Ce părere ai despre Akita Inu? Eu pot să spun strict părerea mea ca și instructor de dresaj canin. Mi-au trecut prin mână la dresaj destul de mulți Akita Inu, cel puțin 20-30 până acum. Spun mulți 20-30 pentru că majoritatea proprietarilor de Akita Inu nu își prea duc câinii la dresaj. Din punctul meu de vedere, e una din rasele de câini care este foarte loială și nu doar strict pe ideea de povestea după filmul Hachiko, ci efectiv asta e impresia mea după ce am lucrat mai mulți Akita Inu de-a lungul timpului. Aș putea să spun că sunt ninja undercover. Multă lume nu acordă creditul cuvenit unui câine, în special masculii de... Stai mă, banditule! În special masculii de Akita Inu sunt niște câini foarte puternici. Sunt dominanți și sunt reactivi față de alți câini sau față de alte animale, dar cu precădere față de alți câini și față de alți masculi. Nu sunt masculii de Akita Inu, nu sunt câini care să facă echipă bună cu alți masculi și sunt puternici. Multă lume subestimează puterea unui Akita Inu, însă sunt extraordinar de puternici. Nu doresc nimănui să fie mușcat de Akita Inu. Alt aspect pe care ți-l pot spune despre rasa Akita Inu, că e o rasă de câini încăpățânată, lucru pe care îl știe toată lumea, sau cel puțin ar trebui să-l știe. Akita Inu este o rasă încăpățânată, dar dacă ai o relație foarte bună cu un Akita Inu, o să ai parte, nu-i voie, Yuki, șezi. Culcat. Culcat. Vezi, vorbea de încăpățânare. My friend, culcat. Dacă ai o relație bună cu un Akita Inu, relație bună înseamnă plimbări zilnice, să lucrezi parte disciplină, să-l pui să muncească efectiv pentru mâncarea lui, să aveți parte de momentele voastre împreună, mângâiat, alergat, tot ce înseamnă lucruri care pot să ducă într-o relație bună, bravo, o să ai un câine extraordinar. Alt aspect pe care ți-l pot spune despre Akita Inu e că au nevoie de periaj, de toaletaj. Dacă vă luați Akita Inu și nu țineți cont de aspectul periatului și a toaletatului periodic, aici vă poate sugera mai bine cât de des și cum un groomer de la un salon de toaletaj canin, o să ai probleme. Năpârlesc destul de mult. Sunt câini care rezistă foarte bine iarna afară, pentru cei care vor să țină câinii afară. Câini iubitori, câini drăgăstoși, câini destul de energici. Un aspect foarte important, atenție de unde cumpărați Akita Inu. Sugestia mea ar fi să se cumpere din canise acreditate, bineînțeles, unde, atenție, nu doar din canise, din canise unde au făcut teste de, nu-i voie, Yuki, teste de sănătate părinților sau tuturor câinilor pe care îi au. E foarte important să fie câini testați ca să avem cât mai puține probleme de sănătate. Un aspect legat de partea de probleme de sănătate cu Akita Inu, au probleme dermatologice, atenție la hrană. Dar dacă o să cumperi un Akita Inu dintr-o canisă care își iubește câinii, care își respectă câinii și care are grijă de câinii ei, o să te îndrume concret crescătorul pe baza câinilor pe care îi are și pe baza problemelor de sănătate pe care le-a avut și poți să-ți spun exact ce mâncare folosește el și atunci știi și tu ce anume poți să-i dai ca să nu ajungeți să aveți probleme. Energie destul de mare, toaletaj, dresaj, socializare și cu siguranță poți să te bucuri de un Akita Inu. Este un câine pentru începători? Aș zice că nu. Asta e părerea mea din experiență. Acum, dar într-adevăr, că multă lume o să zică, da, aproape niciun câine nu pot să-l recomand pentru începători. Ba da, sunt rase de câini pe care le pot recomanda, însă Akita Inu nu e neapărat o rasă de câini pentru începători. Și când zic începători, mă refer la persoane care n-au avut niciodată câini, care n-a avut câine, care n-a interacționat cu un câine zilnic, doar că a avut un prieten de-a lui câine, e cu totul altceva. Dacă n-ai avut câine, nu-l recomand neapărat ca și prima rasă. Dar, dacă vrei neapărat să-ți iei Akita Inu și este primul tău câine, sugestia mea ar fi să-ți iei femelă și să faci tot ce ți-am spus în video ăsta. Ne vedem în video următor. Numai bine!